Parohia Hinova are de o săptămână un nou preot. La momentul rânduit din timpul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim a săvârșit această sfântă taină prin care tânărul diacon Florin Munteanu a devenit preotul parohiei Hinova. Dumnezeu de cel mare, putere neurmată, pricepere ce minunată în sfatul, mai presus decât fii oamenilor. Însuți, Doamne, și pe acesta pe care vine uita intra în treapta preoției, umple de darul Sfântului Tău Duh, ca să se facă vrednica sa fără prihar înaintea jertfelnicului Tău, a propovădui Evanghelia Împărăției Tale, a lucrat cu sfințenie cuvântul adevărului Tău, a aduce ție darul și jertfe duhovnicești, a noi pe poporul Tău prin baia nașterii de-a doua, ca și El întâmpinând la Doamne pe Marte Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, unul născut Fiul Tău, ca să primească cu mulțimea dumneavoastră tale plata bunei chivernisire a treptei sale, că s-a binecuvântat și s-a preamărit pentru tot cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Momentul acesta unic al hirotoniei rămâne veșnic în sufletul preotului. Acum și aici sunt cuprinse și transmise haric în atmosfera liturgică lucrările fundamentale ale preoției. Vestirea Evangheliei, oferirea unei jertfe nesângeroase și duhovnicești, cu săvârșirea celorlalte taine, înnoirea și călăuzirea poporului drept credincios. Nădăjduind că prea cu cerunicia sa va lucra cu toată râvna pentru biserica noastră strămoșească și că va răspunde cu conștiinciozitate chemărilor evoriașilor săi pentru mântuirea lor sufletească, rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă răsplătească pe toți din darurile sale cele bogate, dar astăzi, 25 octombrie, anul 2014, semnează Preasfințitul Părintele nostru Nicodim, Episcopul Severinului și Strebaiei. Primește Sfânta Evanghelie, Cuvântul lui Dumnezeu, pe care să-L faci cunoscut cu timp și fără timp, eroriașilor din parohia Hinova ce ți se încredințează. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Urmând apostolilor care au fost slujitorii cuvântului, preotul e înainte de toate și el slujitor al lui Dumnezeu cuvântul. E învățător. Și nu poate fi slujitor al lui Dumnezeu cuvântul cel ce nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Teologul, preotul, e un neostenit și adânc cercetător al Sfintei Scripturi. Parohia este condusă de un preot paroh, un îndrumător, un păstor de suflete. L-am hirotonit pe Părintele Florin. A primit harul lui Dumnezeu. A fost sfințit ca preot. De acum, prin harul lui Dumnezeu ce i s-a dat, are putere să oficieze Sfânta Liturghie, în timpul căreia, prin invocarea Sfântului Duh, pâinea și vinul se transformă în trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Reține, dacă cultele neoprotestante vorbesc de simbol, noi credem și mărturisim în momentul acela numit de vicleză, pâinea și vinul se transformă în trupul și sângele Domnului. Trup și sânge cu care se împărtășesc și preoții, se împărtășesc și credincioșii. Dacă în urmă cu 40-45 de ani
s-au descoperit aici, la Hinova, în castrul roman, un tezaur de aur după lungi și îndelungate și adânci săpături arheologice. Astăzi, Preasfințitul Nicodim, episcopul Severin și Ascrihai, mi-a încredințat cu mie să scot la lumină tezaurul sufletesc din inimile dumneavoastră spre a le așeza nu în vreun muzeu oarecare din lume, ci spre a le conduce spre Împărăția lui Dumnezeu. Cu învățătura Sfintei Scripturi, a Sfinților Părinți și învățătura ai Bisericii, cu educația și cultura lui multilaterală, preotul ortodox, asemenea cărturarului cu învățătura despre Împărăția lui Dumnezeu, scoate din visteria lui vechi și noi și răspunde întrebărilor credincioșilor care caută, asemenea psalmistului, calea pe care ei trebuie să meargă. Îi învață drept cuvântul adevărului, propovăduindu-l, mustrând, certând, îndemnând cu toată îndelunga răbdare pentru a-i feri de orice rătăcire sau abatere de la dreapta credință și de la păcat. Iubiți credincioși, mai are preotul o putere, de aceea e preot, de aceea îi spunem noi, Părinte, mai are puterea aceea prin Harul lui Dumnezeu, în urma ascultării, spovedaniei, să aducă dezlegare de păcate, fiindcă Domnul Iisus Hristos a dat această putere preoților. Oricât te veți lega pe pământ, a spus Iisus Hristos, va fi legat și în ceruri, și oricât te veți dezlega pe pământ, va fi dezlegat și în ceruri. Părintele Florin va fi duhovnicul dumneavoastră. Vă va spovedi, vă va aduce ușurare și nădejde pentru moștenirea Împărăției lui Dumnezeu. Vi-l recomand să-l respectați. Este un tânăr bine pregătit și ales o soție pe Laura cu multă credință. A fost premiant la învățătură. A fost activ în cadrul Asociației Tineretului Ortodox. Ascor l-a văzut la hramurile Mănăstirii Lainici sau în Craiova, uneori în costum național. S-a implicat în viața bisericii ca dascăl, însă cu multă râvnă pentru Dumnezeu. Sper, cunoscându-l, ca de acum încolo, ca preot, cu mai multă râvnă, să slujească Sfânta Liturghie, să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră, iar dumneavoastră, iubiți credincioși, fii ai frumosului sat și istoricului sat Hinova. Să nu lipsiți de la biserică, ori de câte ori glasul clopotului vă cheamă.